Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius și pe Încă Ceva găsiți tot felul de chestii, printre care și podcasturi. Iar în podcasturile de pe Încă Ceva găsiți întotdeauna și pe celălalt co-host ai podcastului, adică Vlad la recenzii filme cinema și Sucre. Dacă e prima oară când găsiți canalul, aveți 10 discuții pe teme de film, seriale și entertainment. Ăsta este episodul 13 sau chiar 14, cred că este, pentru că celălalt a fost 13, pe aia n-am urcat încă. Găsiți 10 de episoade pe tot felul de chestii, de teme de discuții și de asemenea, nu contează, că mai punem un stil acolo dacă e, și de asemenea găsiți recenzii la filme și tot felul de alte chestii. Azi avem un episod special oarecum, pentru că nu vorbim despre filmele de la cinema curente. Episod în care o să vorbim puțin despre Aquaman, pentru că știu că cu toții vreți să auziți discuția asta. Elefantul din cameră, evident. Și de asemenea o să vorbim despre, fiecare dintre noi va povesti despre un film pe care vi-l recomandăm să-l vedeți de Crăciun anul ăsta. Nu sunt mai bune sau mai rele, nu sunt top. E pur și simplu recomandare personală la fiecare dintre noi. Acestea fiind spuse, let's get into it. Ai zis sărbători fericite la oameni, măi. Băi, am zis salutări din Christmas Land. Lasă așa și zicem acum. Și lasă și partea nu, asta. Exact. Deci, dacă mare s-a uitat, vezi, eu m-am gândit la voi. Ideea este că nu știu cum o să vedeți episodul ăsta, sincer. Da, Nu cred că de ce vreau să-l ținem scurt. Putem să le zicem la mulți ani. Da, s-ar putea să fie sărbători fericite la mulți ani și Paște liniștit. Bun, hai să dăm drumul, începem, da. Vreți la voi la anul o să fie mult mai structurată și, cum spuneam, la anul o să fie... Că să încheiem un an și la sfârșit o să mai spuneți pe asta despre mulțumiri că a fost, chiar a fost alături de noi oamenii cu podcasturile astea, știi? Bun, anyway, hai să trecem în... A fost surprinzător de bine în decât timp facem. Exact. Hai să vorbim de elefantul din cameră, da? Cine vrea să fie primul? La ce voi doi ați făcut recenziile, eu nu am făcut recenzia încă, trebuie să o public, adică trebuie să o trag astăzi. Okay. Păi atunci tu ai putea să... Bine, până apare podcastul o să apară și apar recenzia. Recenzia apare astăzi, cu siguranță, că eu dau direct să mă editeze astăzi. Bine, deci nu contează. E ok, da. Păi circulă cam așa. Tu, Marius, bănătivă, Vlad e așa și așa, și eu sunt ăla care-s bulangiu. Nu e, că nu știu dacă ești blanciu, că notele sunt cam acolo, știi? Doar că avem perspective diferite. Unii dintre noi văd paharul mai plin, cum sunt eu, și voi vedeți mai gol. Dar în același timp nota tot acolo e. Acolo, da. Știi? Da, dacă mă întreb dacă merită să-l vezi și dacă o să te distrezi, probabil tot să avem același răspuns, că da, merită. Exact, asta e ideea, știi? Da. De fapt, dacă despre asta vorbim acum. Îți probleme pe care o să le pot arăta cu degetul, sunt. Sunt. Tocmai aici e chestia, știi că... ok, hai să începem cum ar veni, că deja am început de fapt. Da, ok, da? Bun. Pe zi tu, Marius. Eu, nota pe care am dat-o eu, v-am spus 7,5 înspre 8 chiar. Eu îmi dau 7,8, dar i-aș da un 7,8. Ok, știi? Ok. Adică i-aș da acel 8 minus, cum ar veni, okay, știi? Ok, sau B minus, dacă vrei să o iei așa, știi? Tu, Sucre, ai zis că îi dai un 7, nu? Eu i-am dat un scut complet cu minus, dacă nu mă așel, ceea ce reflectă la un... 8 cu minus, un 7 cu minus. Tot acolo ești. E un popcorn movie, l-am luat pentru ceea ce îi, n-am vrut să fiu așa de... Și tu lasă la 7. Sunt tot așa, poate un 7 cu minus, poate, nu știu, de... Nu-i genul de film. La tine e și emoția fanului DC. La mine eu sunt DC. Dacă n-ai fi, exact, dacă n-ar fi, cred că e posibil. Eu asta zic că 7,5 mi se pare fair. E exact... La limita aia în care poți să mergi la cinema. Gen, nu pot să-ți spun că e un film să-l vezi acasă, știi, din ăla atâta de mediocru. Adică ultima... Lovește chiar... Actul 3, sau jumătatea finală, de fapt, a actului 3, e de IMAX. E mișto. E de IMAX. Își găsește ritmul în actul 3, ca lumea, și-l găsește acolo, bine. Acolo, până acolo s-au chinuit așa, hai mă, fă-i loc să ajungem acolo, fă-i oată loc, fă-i loc, fă-i loc, fă-i loc, știu, atât, bam, îi dă să sară. Mie asta, adică, de aia că... Zi. Ținând cont că a fost atât... Zi tu. Deci, nu, dar zi de zi tu, eu sunt gazda. N-am vrut să-mi pierd. Zic că sunt gazda. Eu sunt gazda, tu zici. Ținând cont că au fost atâtea scene de acțiune, că au fost multe, ce ai apreciat mai mult? Ultimul act, care e efectiv un
CGI Fest, da. Sau scenele mai intime în care se lupte doar între două sau trei persoane. Mi-a plăcut, mi-a plăcut și lupta cu Orm. Mi-a plăcut lupta cu Orm în Ring of Fire acolo, știi? Nu, nu știu, să nu pot să mă hotărăz la asta. Mi-a plăcut. Eu, ca să vă o să spun și în recenzie, știi? În recenzie, mie mi se pare că James Wan este extrem de bun vizual. Mi se pare că are o compoziție și are un ochi pentru mișcare dinamică, da? Da. Foarte mare. E foarte bun. Adică scena de luptă cu Tridentul când se bat în The Ring of Fire, whatever the fuck Ring of Fire. Ce nume putea să-i dea, știi? The Ring of Fire, știi? Adică... The Ring of Fire. Și evident că nimeni se întreabă, nu se oprește lava aia, dacă nu se întărește nimic, știi? Adică când ia cu furculița din lavă și aruncă spre el cu sos de la așa. Chili. Da, nu se stinge. Frate, că... apăreau statisticile în apă, puteau, deci ce mai vrei exact, să... Exact. Sunt multe chestii ciudate, dacă vrei să-l, să-l dezintegrăm așa. Dacă vrei să ne luăm de illogical shit, you're fucked. Pe ăla îl cheamă Ocean Master, adică... Nu, e un titlu, nu, stai. Vrea să ajungă Ocean Master. E un titlu Ocean Master. Aia să-mi fac. Și după aia... Sunt chestiile astea cum alții au altă putere pe care alții nu au, Mira avea altă putere, bonus față de alții, Aquaman are puterea să vorbească cu peștii. În comic book, ideea este că fiecare dintre cele șapte nații, deși în ăsta sunt patru, fiecare are anumite părți, deci anumit control asupra anumitor părți ale elementelor și nu neapărat, nu toți, de-aia și The Fisher Folk, care devin pești, aia pe care luăm, spoiler alert. One dies. Știi? E aceeași chestie, știi? Adică fiecare dintre ei a evoluat într-un mod separat. Singura noi nu știm asta din film. Spune, dar nu intră în detalii. Eu eram, de exemplu, foarte confuz atunci când e o mare poiană. King Exposition. E acolo. King Exposition prezintă și... Da. When the continents sank, and those guys went there, those guys went there, those guys went there, and everybody did this and that. Eu eram foarte confuz pentru că la un dat îl scoate pe soldat, sunt mai mulți soldați la suprafață, ea în armură și îi dă în cască și o moare ca un pește, că nu mai are. Spune că doar nobilii, deși evident, who gives a fuck, doar nobilii pot respira și aer și asta. De-aia și Orm, el n-a fugit la suprafață, de-aia când Mira în timpul duelului îi dă cu coloana de aer, ai văzut? Da, Orm e confuz pentru câteva momente, știi? Și de aia la final când Volko îi spune, sau Mira îi spune, take him into your own element, și face el scutul de apă de la mașina de spălat turbo electrica, nu știu ce. Hai de cap. Așa? Și atunci când îi dă cu strălucirea cu sclipiciu, și ăsta nu e pregătit pentru sclipici, înțelegi? Destul de puțin pregătită chestia aia cu mașina de spălat. Adică au fost prea puțin pregătită. De la Volko pe insulă. Am învățat, ok, că mi-a arătat o scenă. Nu, n-am înțeles. Ce n-am înțeles este... Da. Adică problema mea când celălalt stai e prima oară când o ved. Deci ideea așa. Așa zi, ce? Vine și el, cel are, aia spun că este făcut din Poseidon Steel. Da, da. Poseidon Steel-ul ăsta în comics e... DC, dacă nu mă înșel, sunt vreo 10 sau 12 tipuri de metale. The God's Metal ăsta e foarte șmecher. Adică are armură din... E ca sabia lui asta, îl poate tăia pe Superman. Da, important și ce fel de trident e ăla, mâncați așa. Deci ăla este tridentul lui tata tridentului, cum ar veni, știi? Da, e și magic, whatever, mă rog. Mai șmecher decât ele, doar sunt armele de așa, de New Gods, care sunt armele pe care le-au de New Gods și care, cum ar veni, sunt Panteonul, care este în afara pământului. Și mai sunt armele lui Hawkman și Hawkgirl. Da, care sunt... Bustuganele, Ultra, Sonic, whatever, exact. Dar sub ăsta e tridentul, care îl omoară pe Superman dacă îl împinge. Și el se bate cu tridentul ăla, mărâtul ăla, care o fi el trident. Îl sparge până la urmă. Păi da, da, de ce l-o spart abia la 5-a lovitură? Adică nu înțeleg. Că el la așa 5, la șmecher. La 5. Dar cât de șmecher poate să fie? Înțelegi ce zic? Adică nu era nevoie să mai facă scutul vieții. Era nevoie să-i dea cu pardafa. Eu înțeleg ce zici tu din punct de vedere fizic al din comic books-uri și din ce au explicat ei în film. Dar eu mă referam că n-au... pregătit scena, adică au pregătit-o, dar au pregătit-o prea puțin, adică a fost un singur sămânță n-au pentru un copac întreg. Setup, da, un setup pentru niște chestii. Așa este, și pentru ăla, pentru monstru whatever, Kraken, da. Kraken, eu nu știu ce e.
îi zice Orm lui Aquaman, prima scenă când intră în arena, zice The Kraken has awakened, zice, gata, s-a trezit. Și eram, nu, zi, eram, m-am întors spre... Cred că sunt două mentioni, o dată și Mira îi spune ceva. Mai zice odată. Sunt atât de mici încât... Da, mai zice odată, da. Dar prima oară când îi spune în mijlocul, deci primul lucru când intră în arena, da, îi spune de, că s-a trezit ăla și... Da, ce? Fără niciun sens, da. Na. De ce? Asta e ca să... Eu imaginez că scenele au fost mult mai lungi trase, știi? Posibil. Cu bucăți de dialog, după aia la The Cutting Room, știi, au lăsat bare minimum. Posibil, înțelegi? Posibil. Că de-aia sunt câteva momente, e ăsta... Iaia când se duc, ajung, cum îi spune, când el deschide ochii sub mare, la fel, și nu explică, scena din acvariu cu copiii. Da, fel, e super grăbit așa, brang, da, știi? Foarte grăbit. Ideea este că tot primele 30 de minute sunt... Fast forward. Exact, da. Nu sunt ce trebuie. Da. De-aia spun că James Wan vizual, beton, storytelling wise... S-ar putea dialog. Să tot Warner Brothers să-și fi băgat. Posibil, fi băgat. Posibil. Dar e atât de... E limuț, știi? Adică e... În același timp și cum e... It's what it is, știi? Nu pot să mă plâng acum prea tare. Dar e limuț. Prima jumătate de film care se face setup-ul filmului. Da. Acolo suferă cel mai tare filmul. Suferă cel mai tare, da. Adică dacă partea aia ieșea, eu doream poate un 8,5-9. Dar din cauza că e atât de... În afară de scena cu submarinul, mi-a plăcut foarte mult scena cu submarinul. A fost niște o scenă. Care a fost, știi, badass, bum, știi? Da, da, da. După aceea, ăla cu selfie-ul. Da. Ăla cu selfie-ul m-a terminat psihologic. De-am zis că a fost ritmul all over the place, știi? A fost foarte dezordonat și inconstant. Și cringy cu dialogul, foarte... Da, lame. Nu știu, lame. Penibil, aici, da, sunt de acord. Zice penibil. Da, dar iar, ceva n-a mers, chimia între parte, ei, chimia dintre ei mi-a plăcut. Mie scena care se sărută la finalul ăla, la fel, lasă-mă un James Bond vizual. Acel 360 camera, bam, 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 exploziile pe fundal, ca și cum, știi, the chemistry is going on. Mi-a plăcut vizual vorbind, da. Mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut mult că a ales tot timpul wide shot-uri. Da, asta da. Adică dacă te uiți la și când se bate cu de ce nu foarte multe ori spune, de ce nu folosesc toți wide shot-uri? Pentru că de foarte multe ori când folosești un wide shot, s-ar putea să trezești că nu mai vezi personajul în mijlocul acțiunii. Atunci când faci un wide, trebuie să fii atent să îl ții pe ăla în focus. Da. Iar ăsta a reușit. Adică dacă uite la Avengers, nu toate sunt wide shot-uri. Ți ferește lumea de wide-uri. Da. Wide-urile înseamnă și CGI mult, știi? Le-a ieșit în Avengers, da. Zi. Vlad. Noi așteptăm să ne spui părerea ta, noi aici vorbeam noi doi. Da, da. Zi-ne cum o vezi. Păi, Vlad, eu am mai multe de plâns, sincer. Vlad, vezi, te rog, la Marius, vezi că are un tatuaj pe mânecă. Aquaman, ridică un pic, vezi dacă nu scrie DC cumva. Înțeleg ce spuneți, dar au fost, de exemplu, a fost o scenă unde mi-am dat ochii peste cap și când se întâmplă de obicei asta și au fost mai, cred că au fost două sau trei, dar nu mi-aduc acum aminte, doar de asta. E, pe la final, în al treilea act, când Edita mai bătălia, da? Da. Armata aia mare. În mijlocul bătăliei se vede pe fundal cum explodează chestii, cum se bat animale. Aquaman parcă vine față în față cu Mira. Și încep și vorbesc. Și în spatele lor e Dita mai Războiu. Și eram cum? Okay, cum merge Esteban și în șatul ăsta? Cine s-a gândit că e bine? Păi, știi ceva? Și nu era ceva gen te duci tu acolo să iei chestia aia? You're nitpicking. Da, lasă că mă duc eu. You are nitpicking. Mi se pare că crezi? Asta... Da, mi se pare că e... Come on. Adică Avengers, Tony Stark spune, look, there's a bomb și Thor aude. Nu am zis că Avengers e bun. Dar zic așa, că Avengers, Thor, ăsta spune așa și Thor l-aude, știi? Thor, da, în Avengers toate au fost, au avut o problemă cu cum se aud între ei, asta e problema. Vlad. Nu, dar sunt de acord cu tine. Zii, sucrezi. Da. Imediat a zis de Avengers, ai văzut? Dacă e să-l compar cu Marvel. Să-l compar cu Dark Knight. Se pișă Dark Knight, știi, înțelegi? Ia zic, eu nu, dacă vrei să-l compar cu Marvel, îl compar cu un film ca Guardians of the Galaxy sau Civil War. Uite, sau Black exact, Panther. Chiar la asta mă gândeam, în timp ce mă uitam la el,
și mă uitam la asta și mă gândeam, știi, James Wan vs. James Gunn. James Gunn, da. Și mă gândeam că dacă e să mă... Îmi place foarte mult umorul lui Gunn. Gunn are mai multă experiență, am impresia. Dar mi se pare că la Wan e mai vizual. Mi se pare că James Wan e mai curajos cu cadrele. Pur și simplu, e mai curajos. Își duce camera mai în spate. Nu cred că e mai curajos cu cadrul neapărat, cât e mai bine la editat. Evident, e mai interesant montajul și atunci fiecare cadru se lipește bine. Te duci, faci ce vrei, știi, că nu e ca în lumea fizică unde trebuie să chiar spui o cameră, știi? Dar faptul că James Wan alege să fie, să vadă mai multe chestii în cadru, asta îmi place. Mă gândeam acum la The Dance Off din Guardians of the Galaxy, la scena cu ultima. Da. Gândește cât de strânsă e. Cât de puțin vezi în toată chestia aia. Nicio secundă nu ai senzația că e o chestie universală, știi? Grandiest fucking battle of, știi? Da. Este o chestie foarte mică, se întâmplă acolo în pătrățica lor și cu atâta tot. Și acum duce la Aquaman. E restrâns, într-adevăr, mai restrâns. Deci la Aquaman ăsta este cuvântul. Aleu! Știi? Bun, dar acum gândește-te la scena de la aeroport din Civil War. Și aia e mică, să știi. Adică sunt multe, da. Adică sunt wide shot-uri cu Spider-Man și în spate e Falcon și tu niciodată nu ai, în afară de primul moment în care se adună toți, se bat 9 versus 9. Da. După aia se destramă toți repede. Are dreptate, sunt cadrele, sunt mici, adică nu vezi foarte mult în ele, dar sunt foarte bine legate. Aia zic, imediat îl vezi pe Iron Man cu Captain America, cum se bat. Numai că putea face cadrul ăla foarte larg, dar era mult mai greu de făcut. Asta e chestia. Pe când James Wan zice, ok, I'm going to pull out. Trebuie să vă arăt, mâncați așa. Are pull out game. Exact, pull out game, da, știi? James Wan e cu pull out, ăsta. Asta face omul. Ce vreau. Asta ce ai spus tu, Marius, și nu că e o explicație, ok, gen oamenii care nu știu și vor să afle, știi? Uh-huh, uh-huh. Dar cred că problema mea a apărut la... La ce? Unde, ori la Batman vs. Superman, ori la Suicide Squad, cu chestia asta. Sigur, cu... la astea două. Dar n-ai... Nu înțelegi tu. Nu înțelegi. Mai există nimic, Dev. Nu înțelegi tu că am citit eu comics. Ah, că a părut că lumea zice chestia asta. Asta e ca la Hobbit. Asta e ca la Hobbit, știi, sau la Warcraft. Eu o joc ocazional, asta pentru că la fel și eu când am văzut Doctor Strange. E mișto pentru tine. Doctor Strange este Doctor Strange, dacă îl iei outside comic books, adică să zici nu există comic book-urile. This is the movie, you're fucked. Nu mai înțelegi nimic, sunt bap. Ăla cu spic, apare ăla la sfârșit, dormam. Cine e? Nebunul satului. Ce? What the fuck? De ce sunt ăștia cu puteri magici? Nu ne aport. Ăla cu Living Tribune. Ăla e nu știu ce. Ăla nu știu ce. Nu mai înțelegi nimic. Ce ești? What the fuck is happening? La chestia asta. Înțelegi? Pe când dacă îl iei în contextul filmelor precedente și îl iei, adică cât de cât este ab și încă, există some magic in the world, știi? Da. Și ești conștient că Doctor Strange is fucking strange. Și atunci apreciezi filmul pentru ceea ce este și dai 7,58 la fel, știi? Dar dacă îl iei non-contextual, Doctor Strange este o regurgitare energetică pură. Adică zici, băi, what the fuck, cine a fumat? Ia, băi, ia-mi un cam. Care ești, mă? Dar poți să le înțelegi, adică a fost scenariul făcut în așa fel încât să poți să înțelegi ce s-a întâmplat. Uite din nou la el, eu zic să vezi din nou la el. De la început, poate mi s-a părut mie că știu. Exact, din cauza că era și pregătit să accept. Era și, ok, I'm sinking into this, știi? Nu e ca la Hacker. Eu n-am știut din Doctor Strange, numai de Doctor Strange și de Dormammu. Atât. Exact. Nu, n-am știut nimic și, sincer, că știu că am menționat Doctor Strange, cred că și în review-ul meu cu Aquaman. În Doctor Strange, originea lui a fost established și s-a oferit mai mult timp decât în Aquaman, de exemplu. Bă, nu știu ce să spun aici, că și el a aici crește cu caracterul. Gândește-te că eu stăteam la cinema și eram, ok, uite pe maică, să facem originea lui Aquaman. Nu, apare copil. Așa se lasă impresia. Apar soldații care există, iau pe măsa. Există o diferență. Ăsta crește mare. Și după aia doar niște shot-uri, cum ai spus, faza cu William Dafoe, care nu a fost folosit decât pentru... Da. Hei,
eu l-am învățat să facă chestia asta. Și să, și să noate. El că spar birou. Deci, deci și au, au fost câteva faze ca, la care mă uitam. A, de topor! Marvel! Au, au fost câteva faze la care mă uitam și eram gen, a, asta o să folosesc mai încolo. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Gen, când am văzut treaba aia și am văzut este, că el se chinuie să învețe. Este un recipe, atenție, este da. Un recipe movie 100%. Sunt și foarte multe easter egg-uri din, din comic și sunt și... Sunt și, sunt și easter egg-uri pentru filmele lui ăsta lui James Wan și mai sunt și câteva easter egg-uri. Mi-a plăcut partea cu Jules Verne asta, cu, cu marea, din, marea de la centrul pământului, dacă dorie 90 de zile la centrul pământului, cum se cheamă, știi? Da, nu m-a deranjat nici pe mine că s-au dus în multe locații. Exact. Adică în locațiile alea, pardon, dar prea multe locații, adică când am văzut că ajunge acolo, părut, știi? Mie mi s-a părut campy în același timp, că și când l-a pus pe la pe topo. Dialoguri, v-au plăcut dialogurile. Mamă, ce a râs prietena mea când a zis, când a apărut da. Caracat, s-a grăbat, după, ce e asta, Vlad, da, ce e? E din, e din comic mine? Books, e din știu, comics. Știu că e prietenul lui. Exact, nu. Da. Nu, da. Adică, de asta spun, pentru, foarte mult rămâne, foarte mulți nu știu nimic de Aquaman. Și ei nu sunt conștienți ce e Aquaman prior to this movie. Ok. Și când vezi filmul ăsta, eu de asta și de asta sunt fericit, sau bucuros cu el. Bă, băiatule, voi n-ați citit, nu știți Aquaman. Da, mă, și ce zici tu, înțeleg. Go see Aquaman. Du-și, du-și vezi ce era Aquaman înainte. Și acum vezi filmul ăsta. Știu la ce te referi, adică da. Khal Drogo is fucking Aquaman. Aquaman. Da, asta a fost bună ideea, adică, foarte bună. Stop. Dar puteau să facă și mai dark, puteau să facă și mai serios, puteau să meargă pe un ton mai serios. S-au speriat Warner Brothers de ton mai serios. Dacă faci mai serios, ar putea lumea să spună this is not Aquaman. Completely not. Acum de bine de rău, un l-ai pe... Un pic mai serios. Eu ziceam să, să scoată, să arate absolut orice a arătat, dar să scoată glumele alea something something trident. Mie mi-a plăcut. Puți sub apă. Da, ți-a da, plăcut, ți-a plăcut, Marius. Da. Tu ai zis, mi-a plăcut tu ai zis, da, tu ai zis că ți-a plăcut scena cu submarinul. Da. Corect? Da. Cu când apare prima oară, da. Când e originea rapidă lui Black Mantis. Da, parcă e la interogatoriu. Cred că e Black Manta. Black Manta, da, nu da, contează, da, da, nu stăm acum la tematică. Și mie mi-a plăcut foarte mult pentru că era o scenă de acțiune, o scenă cu pirați, ei sunt pirați, nu așa, pirați underwater, nu știu ce. Da. Și mi-a plăcut foarte mult că taică-su chiar atunci în mijlocul sau la finalul da. Misiunii îi spune lui Black Mantis, bă, hai să dau cuțitul ăsta mișto. Și ăsta spune, da, ce-i cuțitul ăsta? E o întâmplare, în misiune, deci nu a avut timp înainte sau nu s-a gândit că după. Hai mă, să dau cuțitul ăsta care a fost alu... Nu s-a gândit că moare. Poate pe viitor da, să... Nu scria în scenă. După, repet, dacă... După aia apare Aquaman, îl omoară pe taică. Tu nu-ți imagina, tu nu-ți imagina că filmul ăsta nu a fost... Fiind un film Warner, ăsta a fost în focus grupuri. Adică ți-am mai zis, se face filmul, știu. Se duce la focus group, se uită 30 de oameni, după aia întreabă, doamne, ce părere ați avut de personajul principal? Is it likable, is it not likable, is it too cringe, is it like this and that? Și ăia 30 de oameni nu sunt critici de film. Atenție, ăia critici de film dau bani mulți la film. Cam păi asta e important. Înțelegi? Și atunci ăștia, când au fost cu something, iară, există, există o disconcordanță majoră când vine, spune, ce, what did you say, something, something, I don't care, I'm a surfer lad, știi? Și după care, you have to know your history. Da. Adică, exact. E clar că sunt niște plot device-uri băgate pe acolo, da, dar sunt. Cum ai, tu ai spus o chestie, v-ați spus o chestie foarte bună. Și anume, de exemplu, că, stai, ca să nu uit, scuze. Go. Eu nu am înțeles și tot așteptam să fie momentul ăla, cum a ajuns William Dafoe la Aquaman. Am înțeles, da. O arătat asta și am arătat eu, deci nu, am văzut când e copil, am văzut când l-am învățat de noi și eram... Se presupune că, iară, mergi pe principiul ăla, știi, let the audience fill in the gaps. Da, lasă să... Da. E normal, lasă să zic confuz, că... Îl știa pe, gen, când se, știi când se duce din nou în... Atlan cu Gagica și eu știa deja pe William Dafoe și eram cum? Plus că acțiunea se întâmplă după Justice League. Da. Îi spune Mira. Eram, de îi spune de Steppenwolf. Da. La fel, ca, vezi, și aia e forțată. Dar e pusă... Da. Zic, e pusă act, ca să înțelegi că e după. Actul 1 este pur și simplu ok. We're gonna show you this world
știi? Establish this world and look what we're gonna do in it. It's gonna be an epic fight at the end. Despre asta e vorba. Da. De-aia zic că filmul ăsta puteau să fie două filme. Deci puteau să fie două filme fără niciun fel de problemă. Da, păi sunt deja vreo două filme în el. Deci putea fără niciun fel de problemă. Dar în același timp, asta nu înseamnă că dacă e așa, este oh my god, such a failure. Nu. Nu e mă failure, nu zic nimeni că e groaznic. E atâta de uite, fail mă, uite, și uite la Doctor Strange. Deci Doctor Strange, poate mai deci Doctor Strange are jumătate din film în care își plânge de milă cu mânuțele lui. Da. Și după aceea are încă un sfert din film în care învață foarte repede că el e cel mai mare magician din lume și pe aia se bate cel mai mare demon din lume. Într-un sfert de oră, pop. Deci băi, alo, Micu, dar ce-ai făcut, Bobiț? Da, uite, vezi că se simte un pic mai bine structurat. Păi, din cauza păi da, pentru că crezi mai mult în Doctor Strange. Nu, de ce? Pentru că tu ai un personaj foarte bine dezvoltat acolo și tu ești investit emoțional în personaj și nu în acțiunea și filmului. Și ce e rău în asta? Sunt două approach-uri, nu e nimic rău sau bun, sunt două approach-uri diferite. În Aquaman nu ai doar center stage personaj, ai the events in the life. E o diferență majoră, nu ești? E un fel de a spune povestea din perspectiva personajului sau din perspectiva privitorilor. Aquaman este mai mult din perspectiva privitorilor. Nu ai foarte multe momente în care simți ce simte Aquaman. Sunt de acord, nu-și plânge okay. de milă. Are momente în care spune, my mother, nu știu ce, nu știu ce. Dar e în celălalt film. My mother has abandoned me, whatever the fuck, când se întâlnește cu Mira Subapă, când ia cutia Steppenwolf. Asta e un pic cam, aici e un pic de reboot, aici deci sunt două, un pic. Da, sunt două filme diferite. Adică sunt două stiluri diferite de a face film. Unul este personaj, este o diferență de scriere. Nu neapărat de film, știi? Este de scenar, de fel de abordare a personajului. Înțeleg ce zici, că unii au nevoie de construcții și unii nu, da. Eu zic că e mai bun decât ăsta dacă mă întreb. Okay. În același timp, cred că putem fi de acord cu toți trei că cel mai bun, când vine vorba de dezvoltarea personajului ca origine, îi Venom. Venom, eram sigur că o zic că Venom, eram sigur. Era Venom. N-ai pus tu pe primul loc Venom, mă, sau ce dracu ai făcut? Venom nu intră cel mai bun. Venom nu intră în categoria asta. Venom intră în categorie. Evident. Venom ce vrei eu să spun? Să vă Arabia, Dunkirk, alte filme. Alte la Oscar, n-am exact. Da. Filme serioase, o fost la Sundance premier. Așa. Tu ai zis că ți-a plăcut scena cu submarinul din nou, dar nu ți-a plăcut scena cu selfie, bănuiesc că scena din bar cu taică-sul. Da. Așa, dragul, la mine... Am dat cum îl cheamă actorul ăla. Nu mă mai luați, mă, de... Doesn't fucking work, zero barat. Zici că era, cel era, pur și simplu, ok, am prins rolul ăsta, am mâncat să aș gura ta. Am prins-o pe Nicole. Am dat-o lui Nicole Kidman. Zi. Aia e problema, că la mine a fost invers, mi-a plăcut mai mult scena aia, pentru că Aquaman, mai tot filmul, până trece un pic de jumătate, până după scena cu deșertul, îi gen, nu mă interesează Atlantis, nu mă interesează ce probleme aveți, dar nu-l vedem niciodată atât, în afară de scena cu barul și scena când se drenește cu taică-sul, care e o parte din scena aia, știi, pe port acolo. Nu-l vedem atât de conectat cu oamenii de pe pământ. Da. Aia e problema, gen, el e tot, nu vreau, nu mă interesează, vă descurcați. Da, tu spui că nu spune nimeni, el spune doar care nu e locul lui, dar nu spune care este locul lui. Eu spun, am crescut pe pământ, nu mă interesează de... Ați făcut ceva iurea lui maică-mea. Da. Probleme. Nu mă bag acolo. Și cum ai spus, e prea mult. Asta e două probleme majore pe care le-am cu filmul ăsta. Unu, exploziile. Gen din senin. Gen prima oară e mișto. Sunt jumpscare-urile lui James Wan. Ce vrei să-i faci acum? Păi da, dar asta nu înseamnă că... ok. Ok, te-a deranjat pe tine. Asta e ok. Jumpscare-ul lui James Wan. Mie numai, pe mine m-a deranjat când apărea Mira și mai bărâga... Va, nu Mira, ăla, Dolph Lundgren. Deci Dolph Lundgren când era pe ecran, ce-am... Stai că ne zice asta acum ceva. Ținte bine când ne zice Dolph Lundgren a fost pus acolo doar ca să arunce câte o replică din aia. Puterea din apă e mult mai puternică decât crezi. Ca să putem să facem asta, trebuie să facem asta. Adu-mi o filmea înapoi. Se întâmplă prima expoziție. Aia e singura scenă în care el nu este pe exposition.
Da. Deci singura scenă care spune, ok, if you kill my daughter, we're done. Da, dar în rest, fiecare scenă, if you want to unite the armies, you need the other two armies. Da. Okay. If you want to be the king, you need to do this. Okay. If you want to attack, okay. Deci, everybody, he has the trident now. He is our lawful king. Okay. Îl vede că intră într-o scenă mai târziu, știi, alergând și da. A luat tridentul, știi? Da. Și ce vine spre... Exact. Deci el este king exposition, da, este... Da. Deci ăla este, el e rolul lui. Da, zic. No. Și ăla și Willem Dafoe. Și Willem Dafoe. Da, dar Willem Dafoe de bine mai are câteva scene în care îl învață. Pe ăsta în care îi spune acolo, știi... Păi și acolo îi explică, nu știu ce. Chiar da, și în alea are un pic de expoziție. Dar măcar îl învață cu săbiuța, cu whatever fac, care el îl învață cu trident în artrident. Da, mă, dar are și harta. Are și... Harta e ceva șmecher. Harta aia cu... E un singur trident. Aia vine, aia spune sigur, aia vine dintr-un focus group în care spune, doamna, ce faci? De unde știau eu de tridentul ăsta? Păi arăta harta, doamnă. Înțelegi? Harta e un trident. Nu știu cum știau ieși de istoria, gen că se duce și să nu s-o mai gândit nimeni până atunci să se uite prin ochiul statuiei. Dar nu, dar nu că avea chestia aia. Avea sticla. Sticla aia, whatever. Păi da. Și când ei iau sticla, da, se duc, o pune apă, da, vrăjală, da? Uh-huh. El parcă coboară undeva, parcă înainte să ieie crecănul. Și vezi că acolo, ci că au murit, nu mai știu cine zice, au murit mulți Cracken eroi acolo. Cred că mi-i zice. Au murit, da, la Cracken. Da, da, da. Și se văd multe oase, uh-huh, de soldați, știi, cred că. Și mă gândesc. Acolo, da, stică, asta, nu? M-am gândit și aia, aia. Cum a ajuns acolo? Dacă n-au avut aia. Și mai sunt faze gen când îi scoate apa Mira din gură. Auzi, vreau să te întreb pe tine. Cerbul din unde a furat Harapalb ăsta, salata. Zici mie. De unde era cerbul ăla? Oamenii mă întreabă de ce nu-mi place, de exemplu, Fast and Furious sau Transformers pentru... Da, stai mă, eu pot să mă uit la un film fan popcorn și să mă distrez. Și ăsta e unul dintre alea. Dar nu pot să ignor unele chestii. Păi, da, dar aici deja vorbim. Stai că una e să... Știi cum e? Atenție. Una este un film... Ce spuneam mai toată trecută? O lume fantastică trebuie să aibă niște reguli. Established. Asta e o lume fantastică în care există o nație sub apă cu un erou care face așa și cu Kraken nu știu ce. În Fast and Furious zice cineva, suntem în lumea reală, dar sărim cu mașinile prin bloc în bloc. Și aici atunci... Aia pot să cred. Păi de aici e o problemă, știi? Exact, asta pot să crezi. Ăla e Vin Diesel, ăla e Vin Diesel, deci... Înțelegi? Pot să crezi. Asta e faza, știi? Aici e mare problemă, că nu pot să mă spui pe Transformers, că e un film în care roboții spațiali scoate sabii din curs din fiecare dată, Optimus Prime. Da, în același timp, dacă în Harry Potter spui, nu poți să-l bați pe Voldemort cu... Păi Voldemort, de-aia Harry Potter are foarte multe probleme. Dar are foarte multe probleme. Înțelegi ce vreau să spun? Dacă în același film tu spui regulile filmului, fantasy world-ului tău, nu poți să faci asta și după aia... prezinți în jumătate de oră. Ah, uite că ai reușit. Păi, da, cum am reușit? În Aquaman, în afară de problema cu care spui, atenție, mai este problema aici, pe care tu poți să vii și o spui. Ăsta, King Atlan, legenda lui, are 20.000 de ani. La început o știau mulți. La început cu toții știau poate unde era King Atlan. Știi? Ah, ok. Că a trecut puțin timp. În 20.000 de ani s-a pierdut informația. A, așa, au rămas acolo scheleții. Și de aia, pe parcurs, un an tot venit, o venit și la început nu mai venit și așa mai departe. Adică, dacă vrei să o iei, să fii nitpick, știi, poți să găsești și o soluție, până la urmă, fantastică. Dar a sări cu mașina din bloc în bloc, în lumea reală, da, înseamnă că n-ai fost într-un accident niciodată. Când dai cu mașina stâlp, se oprește acolo. Când sar pe geam și ajunge în cealaltă clădire, mor. Acolo rămâne. Dacă ajunge altfel, s-ar putea să ai senzația cum așa face. Are cutie automată, era mașină. Știi? Cutie automată. Când mașina fără rampă, așa faci. Știi? Adică sunt probleme în film și principale, asta spun, principalul problemă este scenariu. Este clar e scenariu. La scenariu și la dialog, e fact. Dar după aia compensează foarte... Deci nu, dialogul e de 6. Vrei să spui că ești mulțumit mai mult de vizual și din cauza că e atâta de vizual masterpiece? Da, vizualul este de 8,5. Deci vizual, din ce spui, vizual, sunt de acord, da. Vizual de 8,5. Felul, deci ăsta mie îmi place atât de mult de James Wan. Acum nu știam,
Deci tot ce a făcut până acum mi se pare ok. Dar ce a făcut aici vizual, bă, eu vreau să spun că e acolo cu James Gunn în culori. Înțelegi? Da. Pam, 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 popping as fuck, știi? Și vreau să spun că e mai bun decât James Gunn la încadrare și la compoziție. Mie mi-a plăcut cum ăla avea masca de metal și când făcea așa se îndoia masca. Dar bine mă, că Spider-Man, Deadpool, ce are? Same shit. Înțelegi? Că dacă nu ai fi spus... Îmi pare rău, îmi pare rău. Gen... Șapcalul ăla, mă, cu ochelarii lui de căcat. Chiar mi-am primit un comentariu că sunt prea critic. Duelul final, mie mi s-a părut filmat mega șmecher. Deci duelul final când se bate, când sunt acele, când face acele, sunt niște one-shot-uri, niște cadre cu ei doi, știi? Și felul, dinamica, când are, este o scenă cu ăsta, cu Orm, când are elicia de la submarin în spate, știi? Sau ceva, da, acolo, știi? Da. Se învârte ceva și felul în care e încadrată este mâncat și mă uitam și am... Mă rămâns, ce ochi are, bă, băiatul ăsta. Deci foarte șmecher. Nu știu, adică e clar că e CGI pentru că e o cameră, e o poziție de cameră aproape imposibilă, poate, știi? Înțelegi? Da. Felul în care se uită la el și felul în structură. La fel, e cum, sigur CGI. La când aterizează, aici, aia mă rup puțin. La când îi sparge tridentul și aterizează în cadru, da, îl ai pe Aquaman în față, dar Orm e în spate mai mare. Ceea ce e imposibil. Da. E imposibil, că să, e imposibil să ai pe Aquaman aici, știi? Da, să da. Vezi în fața camerei. Și Orm să fie în spate, să fie la fel de mare ca Aquaman. E imposibil, da, nu are sens, nu are cum, fizica, optica, s-a stricat mecanica. Dar, să spun că e o pânză, iar James Wan a pictat. Nu vreau să spun că este un creator, că e cinema de creator, știi, din franceza, nu, dar ți-a plăcut foarte mult vizual, da, nu știu ce. Și mie mi-a plăcut vizual, dar nu a compensat atât de mult problemele de scenariu pentru mine. Mie adică... mi-a plăcut, ți-am spus, 7,5 fără nicio 7,8 fără nicio fel de problemă. Okay. Dar îi dau 7,5 pentru că așa bine. E treaba, știi? Bine. Ok. Pentru mine vizualul rounding down, rounding up, știi, ca să zic. Ok, așa. Am înțeles. Da, înțeleg. Pentru mine vizualul a fost mai bun decât Black Panther maybe. A fost, dar mai nu bun. Mai bun. A fost mai bun. Dar nu a mai bun decât a fost mai bun. Guardians. Eu zic să te mai uiți o dată la Guardians of the Galaxy, la oricare dintre ele. Eu zic să te mai uiți o dată. Zic să te mai uiți, să te uiți strict pe compoziție. Nu te uita la cum joacă actorii. Iar aici, iar nu te uita la dialog. Da. Știi? Da. Uită-te strict pe compoziție. Vezi câte lucruri se întâmplă în cadru și cum e organizat cadrul. Da, aici uită-te la blocking. Da. Știi? Blocking, adică... Știu, dar... Vezi ce se întâmplă în cadrul ăla și ai să observi. Adică mie mi se... Ce obțin cadrul ăla în care sunt armatele și așa mai departe, felul în care se întâmplă acțiunea, îmi spune, bă, ce mari cu asta se întâlnesc. Tu trebuie să stai să iei fiecare component, fiecare cadrant, să-l iei, să întâmple ceva în el, ca să faci acțiunea, da, să fie dinamic. Da, da. Să stea cineva câteva zeci de ore, mii de ore acolo, sute de ore, da, poate, da, 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 să organizeze acea mare bătălie, știi, să aibă și sens, știi cât de cât. Înțelegi? Da. Și atunci... Da, asta e altă chestie, că am zis, ce am zis și eu în recenzie a fost că ne arată câteva scene, ce am observat la diferența între DC și Marvel, da? Și eu sunt super fan DC. Uh-huh, da? Uh-huh. La DC îți arată niște chestii foarte mișto în cadru, chiar și în Justice League. Nu, ba da, nu, în nu, și în Justice League. Batman vs Superman. În Justice League arată Zack Snyder. Scena de cu Steppenwolf pe planet când vine să atace Steppenwolf, așa, se bat așa, zeii cu el, așa, da? Uh-huh. Și acolo sunt cadre, da, destul de, da, mari, da? Da, da. Armată versus armată, nu știu, uh-huh, ce. Deci ăștia la DC fac niște cadre de astea mari. Au făcut chiar și înainte cu Zack Snyder. Zack Snyder, adică fiind foarte mișto vizual, foarte tipul, șmec, știi? Foarte, da, șmec. Exact. Așa. E, durează puțin, durează prea puțin. Deci ne hrănesc așa cu lingurița. Ok, am, da, zis că e greu de... Puțin. Așa. Nu e puțin. Nu e puțin, dar e... E un pic mai mult decât până acum, într-adevăr, în DC. E clar un pic mai mult, dar iar e tot așa hrănit cu lingurița față de, de exemplu, Marvel, în care parcă totul are o... Durează 10 minute o scenă de acțiune, știi? Și ți-arată ce, gen, ce face Spider-Man, care se leagă cu ce, unde eu se bate spun. Black Panther Thor, și... Thor și... Black World, la început, când e bătaie între Asgardieni și... Amă, lasă-mă cu Thor Black Dark păi World. Păi nu spune Marvel, ții Marvel. Thor 2, Thor 2, nu 1. Mă refer la Marvel
bune versus DC bune, știi? Adică eu zic mari. Așa, eu zic în felul următor, eu nu vorbesc de Justice League versus Avengers, că n-are sens, nu. Ci vorbesc despre Aquaman și Thor, două filme stand-alone despre un player principal. Și uite la scena aia în care Thor se bate pe planeta aia mai multe așa, și îți vine să plângi când te gândești, da, poate mă, uiți, adică Aquaman este, băi, eu ce spun aici, așa, frate, nu, nu e bun film. Aquaman versus Thor 2. Dar ce nu? Păi Thor 2, nu Thor 1. Dar sunt mai mult. Sunt, pentru că Thor 2 e dar pune-l cu Thor 3, Marius. Iau cu Thor 3. Thor 3 nu există niciun moment în care Thor se bate mai mult de 5 inimici. 5 băia pe poduță acolo. Aia e tăticul. Da, mă, dar uite, e o scenă finală care durează mai mult. Pare mai complet. Aia are build. Eu cred în momentul de față că sunteți puțin biased. Nu suntem biased deloc. Eu zic că mai uit toată la ele. Eu zic că mai uit toată. Mai uit toată la ele. Eu zic ce interese mi-a lăsat. Stai un pic, Marius, că nu știu ce am. Trigărit ăsta mic aici. Da, pare nervos un pic. Ce ai făcut, Bobiț? Ia zi de tine. Nu, stai, nu, mă incomoda un check mare de la Disney, stai. Stai să-l pun aici, era un check mare de la Marvel. Da, mă, hai, oricum, ideea este așa, nu. 7,5. Eu, adică, hai o să dăm un final. O să continuăm debate-ul ăsta, știi, asta zic, știi? Da, o să, și tot eu o să am dreptate, ai dreptate. Bun, hai să dăm un final note, eu n-am apucat să zic foarte mult ce m-a deranjat. Zic. Dar... O să zic foarte repede vreo 3 chestii. Prea multe explozii, okay. la modul scenă de expozițiune în care un personaj spune ceva, mama ta te-a dus pe mine, ea vine din alt râm, hai să bem un ceai, doamnă. Asta e la începutul filmului. Vrei ceai? Da. Prete. Yes, ok, hai, puștii, începe filmul, de-i tati. După aia stau liniștit, mă, da, uite, discut. Ok, hai, bun, alte personaje, alte locații. Sunt trei, nu sunt mai multe. Sunt trei, sunt trei scene. E aia în care zici tu, în care vin soldați să ia pe maică sa. E scena când sare statuia în aer și cu sticla cu tot. Da. Așa. Și în corabie când vorbesc și... Și în corabie când uită-te la... Asta sunt. Faci pariu că sunt mai mult de 5. Bă, și 5. Eu aș spune 7. Dar și dacă... Eu zic că stai, dacă ar fi 5, eu sunt 5 pe 2 ore 20... Deci în submarin, de exemplu vorbește Black Mantis cu taică sub faza cu cuțitul, 4, boom. 4, mai vine și na. Mai vine și torpila când vorbesc cei doi regi. Da. Sunt 4. 4 explozii sunt. Gen, prima oară mișto, ești hype, ok, dar tu nu spui că te-a deranjat vizual, tu spui, adică ca și nu, tehnică, nu, ca nu, și nu. Story device. Gen, ca și pacing, ca și te uiți la film și atmosfera aia. Pe tine te-a plictisit faptul că din nou o explozie care vine și ne surprinde. Da, la modul, era o scenă liniștită și mă uitam. Se întâmplă ceva? Vine aici la zi. Am înțeles. Pacing-ul, da. Aia e problema, știi? Aia, deci aia m-a rupt. Pe mine n-a fost. Okay. Poate nu ai dat atât de multă atenție, exact, că erai prins de nu vizual și te-ai zis ok, let's go with it, știi? Și eu la fel, când a început filmul așa eram, ce ce tare scenă, acțiune. Pepsi, bag. Și zi mai departe. Și ultima chestie, adică. Da, ar fi că spre au zis, ok, nu se știe dacă facem alt film, hai să aruncăm tot ce avem în filmul ăsta, pentru că începe cu maică-sa, îl aruncă pe ăla pe care nu știm cum, pe William Dafoe, pe care nu știm cum l-a întâlnit, îl aruncă pe Black Mantis, care motivația lui de răzbunare, dar mai încolo un film, spoiler, de fapt el e plătit de fratele lui, e și plătit de... Fratele, de se îmbărligă o grămadă de chestii la final, ca Aquaman să ajungă la frate-su, încât e gen, ok, o întâlnește pe Mira asta, cine e ea? Păi vezi că asta are aceeași poveste care reflectă cu maică-ta, că știi că și ea trebuie să se căsătorească cu ăla din obligație. Da, asta nu e royalty shit, știi, adică this is the way. Da, se îmbărligă multe chestii pentru că aruncă multe chestii. Că ei să spună, bă, facem atâtea chestii cu toate personajele astea, okay. Ca să construim această chestie epică la final. Eu înțeleg faptul că nu-ți plac. Dacă sunt neapărat de acord cu faptul că nu-ți plac, că, nu. Dacă sunt de acord că sunt game-breaking, nu sunt neapărat. Nu game-breaking, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fie în gen
că te trezești pe la jumătatea filmului, că... Da, numai că știi care e faza asta... De ce nu înțeleg pe cine urmăresc în film în momentul ăsta? Știi problema care e? Că dacă te-a pus să faci toate chestiile astea, mai este un film. Și nu era în buget. Adică nu era în buget. Aia zic. Aia jumătate de oră plus necesară. Trebuia să termine filmul, știi? Că dacă se termina, când ia tridentul și iese cu tridentul, spunea, păi bun, și-a luat trident, tu gâtul, mă, și acum ce faci tridentul? Păi nu, ai aflat, în schimb, de ce mama a fost omorâtă. Dar ce fac cu tridentul? O să aflați în partea aia a doua. Exact. Și mi-a spunea, bă, știi, ce final de căcat. Știi ce mi-a plăcut? Ca în Hobbit. Exact. Și bă, spoiler, din nou, pentru oamenii care nu l-au văzut, spoiler. Mm-hmm. Mi-a plăcut foarte mult. Că avem toate personajele astea, nu apucăm să știm de unde sau care e treaba sau de ce sunt atât de mult implicate, reapare masa. Aia a fost lame, aia și mie mi s-a părut lame. Gen, generam pe bune, mai încărcăm platul încă un pic. Da, deci e ciopărțit, e aglomerat, e dat mai în jos decât e Batman v Superman. Gen, dacă a fost până acum, asta e clar. Gen, dacă vrei să vorbim doar de vizual și cât e de frumos, îi... Dar nu mă surprinde CGI-ul așa de mult, nu mă surprind creaturile, nu mă surprinde costumul lui Aquaman, nu mă surprinde tridentul, mă surprinde cum e editat. Aia e frumos. Gen, face, îi la un moment dat un wide shot în care frate-su vine de sus și ăsta vine cumva așa și se ciocnesc, ping, și după aia cumva close-up. Gen, astea-s frumos, astea îmi plac, gen, că te simți, știi că ești tot timpul meu. Asta da. Scenele de acțiune mă și așteptam să... Mă așteptam să fie bune. Mă așteptam să fie... Ba, mă așteptam. Când am auzit James Wan, care a făcut și Conjuring, care a făcut și Fast and Furious... Da, de aici până la o luptă masivă cu supereroi, știi? E ceva. E o mare că e Warner Brothers care n-are istorie. Păi da, dar dacă îi dai buget, îți dai seama ce steroizi o să bagi în filmul ăla. Bă, cine știe? Că asta e faza, că foarte multă lume... Adică trebuie cojones să poți să faci chestiile astea. Da, da. I-au dat mai multă libertate lui James Wan. Nu oricine poate să facă chestii turbo șmecherie, știi? Oricum și asta, da. Adică da. Asta și ca și asta și rusul ăsta așa. Deci nu-i pus degeaba, nu-i pune degeaba pe rusul să facă filmele astea cu multiple personaje, pentru că e foarte bun la treaba asta. Trebuie să aibă, da. Trebuie să știi cum să nu o fus, să nu, știi, să nu, cum îi spune, să nu eclipsezi celelalte personaje, să le faci. Da. Și că e foarte greu când apare Thor cu ciocanul, înțelegi, cu toporul, Wakanda. Și când începe să tragă cu laser în toate direcțiile și nu știu ce, e foarte greu să te mai întrebi, oare ce face Captain America? Da. Captain America și-o lua pe cocoașă până cu 5 minute, știi? Da, dar nici nu... Trebuie să fii în stare, să faci pe la glorios și pe la glorios. Da. E foarte complicat. E foarte greu. Am tot zis până acum toți, comparativ cu Avengers, comparativ cu Guardians of the Galaxy, care nu prea e corect, nici Civil War. Nu-i corect. Că alias ensemble, cast, exact. Multe personaje, e normal să fie altcumva. Da. Uite, dar, exemplu, da, ce știi tu de Drax? Știi că Drax i-a omorât Thanos în nevastă și atât. Nu ai fost planeta foarte lui. Și că devine invizibil când stă nemișcat. Când stă nemișcat, da. Adică, de asta spun, bă, hai să judecăm merit cu merit. Eu n-am nicio problemă cu, adică să accept, să spui acum că scenariul e bun la acum, trebuie să fii tâmpit. Nu, n-ai cum, e imposibil. Să spui că dialogurile sunt bune, iar nici măcar într-o lume în care citești doar abecedarul, în pana mea, cred că nu poți să spui că dialogul este... Da, și un copil de 11 ani s-a întrebat, is this, like, do people talk like this? I don't think so. Foarte cheesy. Exact. Numai eu am problema că sunt foarte cheesy. Aia spun că... Au mers pe cheesy. Da, e simplu. E pentru copii, e de înțeles, e și pentru publicul chinez foarte mult, de-aia acolo a deschis, înțelegi? Și pentru că James Wan is Chinese, înțelegi? Și se știe ea că o să facă, o să rupă. Și foarte bine, eu ce zic este în următor. Filmul hai să dăm concluziile. Exact. Da. Acum ți-ai avut ce nu ți-a plăcut. Eu spun ce mi-a plăcut mie, de exemplu. Mi-a plăcut CGI la început, care este Iron Man 3 level. Deci nici măcar, a spune că e 5 ani în spate de Marvel. Min. Adică te uiți la trailerul pentru Captain Marvel și vezi pe ăsta întinerit și spui, să mă arăm ăsta, arată, nu arată ca Samuel Jackson la vârsta aia, dar mi se pare persoană reală. Ca în Ant-Man 2, mie în Ant-Man 2 mi s-a părut când l-au făcut pe Michael Douglas și pe fucking amazing. Da, Michelle Pfeiffer, bă, eram tu, nu se poate așa ceva. Te uiți la ăsta acum și zici, da, n-am mers bine calculatorul, nu...
Era stricat. Era și Nicole Kid. Era monitorul stricat și nu a văzut când a dat export. Ah, ia iar, ce se face? Nu mai era timp, știi? Bă, adică ai uitat să faci. Îmi pare foarte rău că n-a ieșit chestia asta, știi? Mi s-a părut că aia a fost un deal breaker pentru mine. După aceea, ce nu mi-a plăcut așa, a fost că The Trench și a fost așa, mildly used. Da. A fost un plot device aproape, știi? The Trench care trebuia să fie, nu știu, the biggest, baddest of the fucking bunch, știi? Mi-a plăcut că la sfârșit controlează și pe ei care tridentul, mi-a plăcut chestia asta, da, știi? A fost foarte șmecheră scena cu ei, exact, scenele cu ei. Mi-a părut rău că, în schimb, că i-am văzut 3 minute pe ceas, știi? Da. Înțelegi? Păi da, da. Așa, nu, aruncă expozițiunea mare în Atlantida, s-au împărțit atâtea regate de Fisherman, de aia, și după aia gen un minut, The Fisherman trebuie să moară, ăia trebuie să vină pe lângă mine, ăsta e de acord cu mine, mai mult aici. World building, dar nu m-a deranjat foarte mult. De-aia am zis ciopârții, de-aia am zis din guriță. Dar m-a deranjat foarte mult după aceea, a treia chestie care mi-a plăcut a fost măsa. Când și o salvează și era măsa, bă. Bă, ești prost, bă. Măsa nu-i moartă, și, bă? Și ea, nu, ea știa unde-i, cred că nu. Da, mă, și pe măsa care nu poate controla nimeni. Da, da. Măsa, dacă e să mă gândesc așa, măsa e problema. Știi? Asta e problema. Măsa e problema. Am deci m-a arătat studioul ăla. Îmi place, îmi place, din... îmi place ca prieten, ești ok, dar maică ta. Da, da. Da, măta. Măta mu, știi, ca să zic așa. Gen, cred că a fost doar un plot device, că apare ea și apare, cred că și el are chestia că eu pot să vorbesc cu pești, știi? 10 minute ca să spunem de... Da, eu am știut, de aia când ai zis. Așa, zice, da? Ce ți-a plăcut ție? Este previzibil, multe chestii clișeice, ciopărțit scenariu, un pic penibil dialogul. Ce mai e? Eu nu spun 5, zici tu 3. 3? 3 chestii? Păi, n-am limitat. 3, ok. Vizual arată super bine, dar nu mi s-a părut că a compensat doar ele. Bun. Da, previzibil, ciopărțit rău de tot. Dialoguri. Dialog, am zis. Bun, și acum stăcem la... Gata. Cum îi spune, subiectul principal al podcastului. Da. Sărbători fericite. Ca de obicei. Și avem... Da. Avem... Hai să vorbim despre... Stau oamenii gen de la începutul episodului cu cozonacul, poate exact. Cu... cu un lapte, ouăle, cu un episod de Crăciun, hai recomandații, mai să discutăm despre sărbători și noi avem pe ceas vreo 40 de minute, cred că, despre acolo. 50 ca popa, să știi. Okay. Hai, no. Dar zine subiectul primul. Vreau să-mi spui tu. Deci alegerile filme de Crăciun, alegerile personale... Salut, hai să așa că să fac eu, să fac pe host-ul acum puțin. Zi-mi o chestie, sucre. Dacă iar zici de Aquaman. Nu, mă, nu. Cine ascult. Ideea așa, de ce ar vrea să recomand? Vreau mai întâi să spui ce, nu ce înseamnă Crăciunul, că nu vreau să-mi spui că Jesus Christ a născut. Ce înseamnă Crăciunul pentru tine? Ce dar cum vrei să da, întreb? Nu. Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? De ce e important? Aș vrea să le spun și de ce e important Crăciunul pentru oameni. De-aia recomandăm în final de ce îl recomand, știi? Adică recomand o stare de fapt. Vrei să bag eu o introducere? Nu, eu acum, asta așa cum e, chiar așa vreau să vreau să-mi spui de ce ar trebui lumea să vadă film. Adică pe lângă faptul că e film de Crăciun, de ce să-l vadă de Crăciun? Ca ăsta e motivul, da, exact. Okay. De ce să-l vadă de Crăciun? Deci pe lângă faptul că e un film de Crăciun. Am înțeles. Dar de ce să vadă un film de Crăciun? Știi, în perioada de Crăciun. În afară, uite pe ProTV că e Home Alone și de Paște e Iisus din Nazaret. Ok. You got the stage. Filmul ales de mine, pe care l-am tot recomandat în fiecare an de Crăciun, când oamenii îmi cer să fac top filme de Crăciun, ceea ce nu are sens că sunt aceleași filme, dar e unul singur care mi-atrage atenția. Se numește A Christmas Carol. Îl tot confund cu A Christmas Story. Nu e același lucru. Este un film cu Jim Carrey în rolul principal, dar este un film de animație și este un film de Crăciun. De ce ar trebui să-l vezi? Este povestea clasică și magică în care un om nu crede în spiritul Crăciunului, în care este foarte sceptic și asta o să te facă să te simți un pic că înțelegi și poate simți la fel.
sau mai rău, sau mai bine poate, că te uiți și spui, a, asta e negativist. Dar te lovește atunci când nu te aștepți, că nu e chiar un cookie cutter, nu e un film îndulcit. Da, e povestea când vine fantoma sau cum îi spunea, Crăciunului, leapă ăsta. Da, se le ia pe ăsta și spune, uite ce se întâmplă și asta. Dar sunt unele faze la care, din filmul ăsta nu îmbătrânește pentru mine an de an. Și un film de animație care încă se menține atât de bine, e din 2019 anime de an. E foarte interesant. Eu cred că ar trebui să-l vezi că ai fi într-un roller coaster de emoții. Că, da, e animație, dar e și dramă, e și magie. Sunt două filme. Nu e animație, e... E CGI. Cum se cheamă? Da, da. Motion capture, da. Nu mai îmi venea cum se cheamă. E animație, deci, sunt tot actori. CGI, motion capture. Nu e live action. Da, nu e live action. Nu e Lion King live action, dacă vrei. Da. Nu, ok. Eu știu că există cel puțin un film cu James Belushi, nu cu James Belushi, cu... Cum îl cheamă, că a jucat în Groundhog Day. Robin Williams. Care seamănă cu James Bill Murray. Bill Murray, așa. Pe care îl confundă cu James Bill și Kardashian. Bill Murray. Este un film cu Bill Murray care este tot Christmas Carol. Și este și un film din anii 60, cred că. Tot despre asta. El este o carte de Oscar Wilde, cred. Cred că povestea originală. E Scrooge. Da, Scrooge. Nu uita cum îl cheamă, nu e Eobard, e un nume de ăsta, Fitzgerald, whatever the fuck, Scrooge, are un nume. Ah, ai zis altceva și nu mi-e bine. Eobard, nu știu ce, nu? Nu, Ebenezer. Ebenezer, așa, da. Are un nume de ăsta, dar e ok, e cu adevărat, este probabil cea mai bună poveste cunoscută de Crăciun. Cunoscută și știi? Populară și frumoasă. Da, și ar trebui, nu, că asta e că s-ar putea ca la România să nu știe foarte multă lume. Mi-mi place povestea asta întotdeauna cu fantoma Crăciunului, că începe gen foarte sceptic, știi? E omul ăsta, mă rog, că nu Oscar, nu cred, întotdeauna e așa. Și vine fantoma și spune, hai să-ți arăt unii oameni care o duc mai rău ca tine și așa au mai multă bucurie în suflet ca tine. Cumva te uiți și, păi, parcă găsești și o magie a Crăciunului în filmul ăsta, care are dreptate fantoma. De asta recomand tot timpul, gen, dacă vrei să te bucuri chiar cu familia, că nu are o limită de vârstă, nu e atât de greu de înțeles sau ceva. E emoțional, da. A tot fost făcut, a fost acum, folosit în multe. Acum să vorbească Vlad de-a lui, după ce am dat metaforă peste capul lui. Da, deci tu mi-ai dat cel mai emoționant film de Crăciun și în spiritul. Și zi de care cred eu. Familie și nu știu ce. Și eu am ales să... Poți să aleg două ca să fie un... Alege un. Alege un, nici eu n-am putut. Okay, ca să fac așa un... Bine, ok. Die Hard. Primul Die Hard. Ok. Care... Ce pot să spun despre Die Hard, că este în spiritul Crăciunului? Cred că singurul lucru pe care pot să spun e că acțiunea din film are loc de Crăciun. În rest, e un film de acțiune clasic. Ce poate, da, e considerat, e și acum este cele mai bune filme de acțiune. Cele mai bune filme de acțiune. Ce an e? 80 sau 70? Da, 88. Poate chiar mai devreme, nu știu. Nu, dar sigur, oricum, e 85-90, în perioada aia, nu știu ce an exact. Nu, 88 e sigur, da? sigur că 88 atunci. 80. M-am văzut, nu știu, mi-a plăcut foarte mult, bine, primul, că după aia se cam duce în ce mai în jos. Dar zboară cu avionul peste autostradă și nu știu ce. Da, nu mai e. 17-20. Dar primul, da, nu prea poți să numești film de familie, nu prea poți să zici că, mă, stau aici cu familia și te uiți exact, de ce să se pe uite canapea, la șemineu și cu bradul și nu știu ce. Dar este distractiv, e light, e ușor de văzut, e ușor de urmărit. Crezi că e mai greu de digerat fiind un film de acțiune cu familie? Are aspecte, da. El spune că nu, el spune doar că nu e un neapărat un motiv să stai cu familia. El spune că, bă, nu e unul de motivele. Știi că am întâlnit cazuri în care familia se aruncă mai repede la un film din ăsta sau cu Van Damme sau ceva decât nu la un film specific de Van Damme. Uită-te în lista Pro TV-ului. Stai așa, întrebare pentru toată lumea. În România, vreau să știu și eu ultima oară când v-ați adunat cu toții să vă uitați la un film cu Van Damme. Deci eu vreau să știu.
Nu, sport vreau să știu ăsta. Ei când s-au adunat împreună cu alți oameni, deci nu singur de nebun pe YouTube acasă, n-am mai ce face la sport. Nu, vreau să știu, din aia care se uită la noi, când v-ați uitat ultima oară voit la un film cu Van Damme? Să fie așa, știi? Bă, mă, și uite la un film cu Van Damme astăzi, mă, curios. Hai să închem familia da. Și prietenii. Numai tu atâta. Sau hai și la televizor, că nu cred că o să fie prea mulți. Dar dacă e la televizor și v-ați așezat, să vă uitați la televizor, că exact. A apărut într-o seară. Nu, nu e un singur gen de film când ne-am adunat, știi, de Revelion sau ceva, pe care e cel mai simplu să-l alegi, horror. Ah, horror? Da, de obicei se mai uită. Da, văd chestia asta. Dar zi la mai departe, deci Die Hard. Are toate sucre când a zis, mai ales în România. Se mai degrabă te uiți, se uită lumea la stilul ăsta de acțiune. Eu n-aș generaliza neapărat. Nu, dar uită-te la Home Alone. E mai mare, în afară de Home Alone. E clar, ăla e primul loc. Home Alone și tu? Dacă nu e Home Alone, eu personal aș alege și aș vedea lumea uitându-se la Die Hard. Am înțeles. Și are un mesaj foarte bun. Kill the terrorist. Că trebuie să omori teroriștii la sfârșit și... Ce nu știe nimeni, de fapt, este că Die Hard este o reclamă pentru Counter-Strike cu 10 ani mai devreme. Da. Asta e, de fapt, ok, corect. Counter-Strike a ieșit în 1998 ca și mod pentru Half-Life, dar ce nu știe lumea este că, de fapt, este inspirat de către... Serios? Nu. Chiar mă gândeam, băi, nu? Ești prea serios. Da. Și mai e o chestie. Asta că am scăpat, că mi-am venit acum din nou ce vreau să zic. Eu vă recomand să vă uitați la Die Hard, pe lângă faptul că e de film de Crăciun și perioada de Crăciun. Gata, mi-am să aminte. Go for it. Că e pentru cei care lucrează de Crăciun și se găsesc că lucrează. Genturele de anul nou, Crăciun... Oriunde, nu știu, rămân la muncă, ori sunt obligați, ori au ales ei. Atinge și tema asta, pentru că Bruce Willis rămâne de sărbători. Nu e, nevasta are petrecerea în birou. Nu e asta tema? Nevasta are petrecerea în birou și el vine să o ia și deodată nu mai răspunde. Dar e forțat să lucreze. Asta zic, noi. E forțat Deci Bruce Willis e forțat să lucreze de Revelion. Sărbători. Da. Și să salveze. Ce face el de obicei? Că na, polițist. Corect. Mă rog, e forțat să lucreze și tot, e și o temă, că tot zice, gen... Da, gata, it's my day off, sau nu știu dacă zicea el acolo, e în vacanță, știi? Da. Deci lumea se poate... Eu vă recomand să vă uitați la Die Hard pentru că este un film foarte bun în sine. Adică, chiar dacă, lăsând de parte scenariul care e whatever, nu contează, el este un film foarte bun. Editarea filmului este foarte, foarte bun. Felul că ai prezentat erou, e foarte bun. Personajul... Se înțelegea de la sine, mă gândeam, de-aia n-am dat. Deci filmul e foarte, foarte bun. Adică, uitați-vă, chiar dacă e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 părțile astea la alte, câte mai sunt, nici nu știm, plus alte pe DVD only și mai fie și un Netflix peste 5 ani probabil. Dar în afară de toate astea, există un Die Hard bun. Și e Die Hard 1. Nu știu câte sunt, știi? Da. Trec la mine? Te rog. Pentru mine, că le spuneam și lor mai devreme, pentru mine e E.T. al lui Spielberg. Este... Nu E.T. E filmul... E unul dintre cele mai bune filme al lui Spielberg, bineînțeles. Și e un film considerat fenomen în cinematografie în general. Dar e un film care, deși e cu extraterestru, nu e despre extraterestri. Este un film despre familie, despre ce înseamnă să pierzi tatăl sau mama unei familii, să-ți pierzi unul dintre părinți. Tocmai în ideea de cât de important e pentru copii, mai ales, să rămână într-un mediu unit, știi? Și deși de foarte multe ori, și o să vedeți și voi mai încolo, unii dintre voi cum o să mai crească, poate unii dintre voi încă stau cu părinții, poate au plecat la facultate și încă mai stau pe acasă după aceea, timpul ăsta cu părinții și cu familia, da, și tu, exact, timpul ăsta cu familia, că vrei, că nu vrei, se duce. Inevitabil, invariabil, indubitabil, se va termina la un moment dat. Și... Dar e și un film despre prietenie, nu? Nu știu, n-am văzut. E și despre prietenie, da? Mai mult e despre ce se întâmplă cu copiii și nevoia de alinare a unui copil. Este vorba de ce au nevoie, că de asta e nevoie de o forță extraterestră extrem de puternică și mare ca cei copii să fie ok din nou. Știi?
Și de-aia e un film mai, nu e despre Crăciun, despre familie. Și de-aia eu aici se leagă cu faptul că din păcate ajungi la punctul în care petreci timp cu familia doar în ocaziile astea. Mai ajungi. Ajunge la un punct în care nu mai e timp să mai stai cu familia, știi? Atunci ai nevoie îți creezi motive să stai cu familia, știi? În afară de nu-ți botezuri cu metrii, lansări de bebeluși și de astea, știi? Mai e nevoie de un motiv. Și Crăciun e un motiv, numai că de foarte multe ori de Crăciun o percepem ca și hai să mâncăm repede ceva împreună și pe aia eu plec am treabă. Știi? Și filmele astea gen și Die Hard, și Christmas Carol, și E.T. E.T. se întâmplă de Crăciun? Nu știu, n-am văzut. Hmm? Nu, E.T. nu Jackson de Crăciun, nu Jackson de Crăciun, nu. Nu-mi rezultă, nu. Parcă nu. Că nu mi-aduc aminte nimic din E.T. ce ar fi fost. E vorba de familie, în schimb, știi? Stai cu familia. Că stați... Pentru că am zis că n-am eu puși, de exemplu, Murcianu, era un motiv să ieșim în oraș fiecare dată când eram cu sărbătoare, știi? Și de Crăciun era singura sărbătoare în care nu ieșeam în oraș. De Paște se mergea la băut, de Revelion la băut, de Crăciun steam cu familia, știi? Și cred că ar trebui să toți să tragem, de asta e de film de Crăciun pentru mine. Trageți să rămâneți cu familia de Crăciun. În rest, fuck off, do whatever the fuck you want, știi? Vlad, Marius s-a trișat. Nu am ales un film în care există Crăciunul. Păi așa că eu film spun, de Crăciun, eu o să spun Room, nu mă țin minte, care este un film despre o mamă care are un copil săraca și îs capturați și după aia ies afară. A, era cu bunker, cu familia din cea. Știi cine e fetița aia? Cine? E Kristen Stewart. Ei, na. N-ați realizat numai. Da, unde? Room, auzi. Deci Jodie Foster și fisa e Kristen Stewart din Twilight. În filmul de care zici tu, cu The Room, cu bunkerul, cu camera safety, panic room. Nu cred că vorbim de același film. Că nu e nicio fetiță, e asta care joacă. Nu, tu te referi la cu Captain Marvel, The Room, asta de acum un an, doi? Da. A luat Oscarul pentru The Room. Cum o cheamă pe actrița asta care joacă pe Captain Marvel, că îmi scapă numele? Brie Larson o cheamă. Și filmul se numește Room și despre mama aia care e răpită de unul, e ținută în beci practic, dar acolo și naște un copil. Aha. Și ei ies la un moment dat. I think I fucking know it. Gata. Nu într-un, 2015. Într-un hambar, într-un hedge de ăsta afară, nu? Într-un beci, tot construit o cameră, acolo gătesc, e ușă, securitate. Și are un băiețel, nu? Un băiețel, da. Are un băiețel, da. Se urcă în spatele tracului și așa mai departe. Și am crezut că vorbește despre Jodie Foster și... Bun filmul. Da, e bun filmul. Da. Voi vorbiți de filmul făcut de Fincher? Nu știu dacă Panic Room. Fincher, da. E ăla cu Jodie Foster în care are un panic room, se închide din el. Da, ăla e de Fincher. Panic Room se cheamă. E unul din primele filme ale lui Fincher. Așa. Anyway. That's about it, mai a făcut un sfert de oră. Și ok. Zi la oameni, sărbători fericite, sau zic eu. Ce vreau să vă urăm, tot o să vă urăm, că asta e ideea. Pipicaie. Da. Și cu acesta, știi? Da, sărbători fericite tuturor. Și sperăm să aveți... Asta vreau să zic, vă mulțumim tuturor pentru astea 3 luni de podcast, 4 de acum. 4 nu mai face. Podcast. Da. Mulțumim, la revedere. La anul o să facem și mai multe chestii pe încă ceva și o să participe și Vlad și Sucre cu siguranță la ele. Încă ceva sperăm să crească mai mult decât Marius și alături de voi se va întâmpla chestia asta. Și all our powers combined. All our powers combined. Da. Sperăm să fiți alături de noi și mai departe pe drumul ăsta. Sperăm să vă placă conținutul în continuare și sperăm să-l facem și noi mai bun în continuare. Știi că chiar deși poate nu se vede uneori, chiar încercăm să-l facem mai bun de fiecare dată, știi? Nu apucăm să ne organizăm prea bine, da? Da. În rest, suntem chiar încercarea, adică dorința este acolo, cu siguranță. Altfel nu reușeam deloc, n-am fi reușit la programul fiecăruia și cât de haos este. Vă mulțumim, eu cel puțin vă mulțumesc că ne știu că și ei vor să vă spună ceva. Așa că, from my side, thank you very much. Vlad? Trebuie să încep tot cu sărbători fericite. Sperăm că podcastul o să apară înainte de 2019. Între Crăciun și Revelion. Dacă nu,
la mulți ani și sper să mai, să mai stați exact mulți ani cu noi, să rezistăm mulți ani și să fiți din ce în ce mai mulți. Mulțumim pentru tot, toate comentariile, toate mesajele, toate întrebările, toate, tot feedback-ul, chestii negative, pozitive, din ce în ce mai multe pozitive sperăm. Și da, încă o dată o să vă mulțumesc pe, la mine pe canal, cred că de câteva ori, dar meritați tot, toate. Sărbători fericite. Sucre. Crăciun fericit. Nu știu exact când o să apară clipul ăsta, dar o să o spun la sigur. La mulți ani 2020. Te-am zis sigur. Distracție. Sper că vă place experimentul ăsta pe care îl încercăm. Știu că e un pic, de la început am zis că e un pic am scuffed. Eu aici, e acolo, dar make it work, știi? Și sperăm la mai mult. În același timp, mă bucur și mă surprinde că sunt mulți care așteaptă următorul episod. Gen, de fiecare dată, știi, se vede că există un anumit entuziasm. Așa e. Gen, e esențial. Sau, bă, foarte bine, chiar dacă 2 ore, au fost episoade de 50 de minute, de 2 ore, de 1 oră jumate. Și oamenii zic, bă, nu mă deranjează, oricum e bine că e bine că apare, de ce să nu? Pentru că e un experiment, încă este un prototip, nu l-am dus, zic eu, la forma finală. Și pe lângă toate astea, așa de final, nu dați banii pe Aquaman, mergeți la Spider-Man. Nu făcut de Marvel, dar e aproape. Credeam că vrei să spui, dați banii lui Ilie. It's never gonna leave. Never gonna leave me. It's okay. It's okay. Era, mergea plana asta acum. Și copii, orice ar fi, nu dați banii pe prostii. Da. Never gonna leave me. Bine. Bun. Încă o dată, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Și până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez ziua plăcută, numai bine, pa!